Mama fetei. Da. Bună seara, doamna, o să vă spun, Dorina fără doamnă, poate așa ca să avem... Dacă aveți fată de 16 ani, cred că suntem de seamă că dumneavoastră poate ați făcut-o mai de tânără. Haideți să încercăm un pic să discutăm. Dumneavoastră, ca mamă, când ați lăsat băiatul acesta, bărbatul acesta de 25 de ani, să doarmă în pat cu fiica dumneavoastră în aceeași cameră, în aceeași casă cu dumneavoastră, ce v-ați imaginat că se va întâmpla între cei doi? Nu dormea pe fiecare seară la noi în casă. Dar nu trebuia să doarmă decât o seară ca să nu mai fie totul cum a fost. Că e domnișoară. Adică dormea o seară, da, una nu. Și păi când dar nu i-am spus ca să nu facă chestiile astea, că e... Păi da, dar întrebați-l acolo așa, că el o învăța. El îi spunea să doarmă la noi. Întrebați-l să vedeți că spune. El o învăța pe fată. Stați un pic. Dar dumneavoastră n-ați vorbit cu fiica dumneavoastră cum vorbește o mamă, cu fiica ei de 16 ani. Draga mea, cum i-ai spus tu că o cheamă. Da. Da. Te rog, ai grijă ce faci cu băiatul ăsta, că nu, cred că e cazul, nu ești pregătită, poate, nu știu ce îi poate spune o mamă, că n-am ajuns în situația asta. Ba da, i-am spus la fată. Și ea ce v-a spus? I-am spus care e treaba. Nu, i-am spus la fată. Ea mi-a zis că nu, că nu o să întâmple nimic, că nu o să facă nimic și tot așa. Păi și atunci credeți că a fost cu consimțământul ei sau el a forțat-o? Da, fata și la poliție tot așa a spus că au fost de acord amândoi. Chestia asta. Și acum ce e de făcut? Dumneavoastră încercați să puneți presiune pe el sau să vă trimită bani? Și acum e de făcut... E de făcut că aici strică el. Nu e adevărat cu banii. Minte. Fata n-a zis nimic de bani. Minte. Aici e de făcut că nu mai vrem noi să nu o lăsăm, că fiindcă fata a văzut că punea pe Facebook, ne înjura, postări de bărbatul meu pe mine, mă înjura, mă făcea cum îi venea lui la gură. E adevărat, nu, Alin? Eu ca mamă, eu nu las fata cu el. Niciodată. Poate să ducă unde vrea el și la te vreau lângă mine, nu numai la acces direct. Aia el acum treabă. Face să se scape, că știe aia că e da pe mâinile la poliție și de aia. Dar eu vreau altceva să vă întreb. Dumneavoastră ați întrebat fata aia ce simte? Da. Și ce simte fata dumneavoastră pentru Alin? Păi nu simte nimic. Că l-a văzut că a zis că fata când a văzut că a postat de noi, că ne-a înjurat pe Facebook, fata a zis că n-are ce mai discuta cu el. Aline, zici și tu el ceva, știe bine că i-a spus fata. Nu spui nimic și doamna te acuză. Eu recunosc, am înjurat pe soțul doamnei. A, eu sunt sătulă de el. Dar nu a fost așa degeaba. Și pe mine m-ai înjurat. Pe amândoi. E exact ce spuneam, recunoaște că s-a întâmplat ceva acolo la în relația cu părinții. Da, eu am și recunoscut și când mi s-a luat interviu că și eu am avut un comportament. Dacă era un om ca lumea, îl lăsam cu fata. Nu era chestia că s-a culcat cu fata. Îl lăsam, dar nu e om. Nu e om. Dar de ce l-ați chemat aseară la dumneavoastră în casă? Și nu cu banii, că el nu avea niciun serviciu, era păduche. Păi l-a chemat că el insistă, el ne sună mereu. Că e frică, de ce e frică? Dar poate vrea să... E frică că l-a dat bărbatul meu pe mâna, poliție și cu mine. Stați un pic, dar poate o iubește, poate vrea chiar să rămână cu ea pe viață. Nu, 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 aia nu e iubire, nu. Nu. Poate să o iubească, să facă ce vrea, eu fata nu o dau, nu o dau, lui nu. Dar... Fata... Să-și facă fata clasa, să termine școala, să aibă un serviciu. Lui nu i-o dau. E o gândire bună, dar ce spune fiica dumneavoastră? Ce spune ea? Se simte bine de când ați fiica luat decizia aici asta? Aici lângă mine și spune că nu vrea. Nu vrea. Să simte bine de când e fără el, da, că o stresa. Eu dacă nu veneam de la servici și așa cum o amenința el pe telefoane, că îmi spune mie că s-a culcat cu ea, el nu e om, că dacă era un om ca lumea, venea și îmi spunea mie, bă, Dorina, uite care e treaba. M-am culcat cu fieta și nu mă mai duceam să mai fac tămbălăul ăsta pe la poliție și peste tot, să umblu. Dar el n-a venit, el s-a tirat. A plecat imediat în Danemarca după ce s-a culcat. Deci dumneavoastră mi-ați făcut plângere la poliție din cauza că vă ofticați că eu m-am culcat cu fata dumneavoastră și nu v-am zis. Să înțeleg, nu? Stai că nu asta spune. Dar de ce n-ai spus? De ce nu n-ai spus? Spune. De ce ai plecat? Da, de ce ai plecat? Am plecat ca să fac bani, doamnă, nu ca să... Când o să fii părinte, o să vezi că de fapt lucrurile sunt altfel. Păi du-te și muncește, mă, și nu trebuia să te bași tu peste ea. Iertați-mă.
Hai să vedem însă ce nici spune tatăl tău, Alin, pentru că și el înțeleg că a cunoscut-o pe iubita ta, aceea de 16 ani, are da. Și el câteva declarații de făcut. Haideți să ascultăm ce are de spus domnul. Am cunoscut-o, este o fată tânără, foarte tânără, minoră, 16 ani. A fost la noi acasă aici de 2 ori cu el. Băiatul meu a dormit la ei în casă aproximativ 2 luni cu acordul părinților ei. Deci părinții ei n-au nicio scuză că nu știau, n-au nicio scuză că nu au știut despre situație. 2 tineri îndrăgostiți, chiar dacă sunt minori, chiar dacă sunt majori, când părinților i-a lăsat în casă și au plecat la servici, ce credeau ei că fac acasă? Își pun povești de dragoste, se mângâie, se uită în oglindă, spune ce frumos ești, vai dragule, te ador. Nu! Au stat acasă, au iubit, că așa e normal, așa sunt tinerii. Fata categorică, influențată de părinți, eu am fost personal la Vâlcea, de 2 ori am fost. Am vorbit și cu mama și cu tata lei. Tata lei e și din calea afară, n-ai ce să discuți. Bine, nu e tata lei, e tată adoptiv. Dar mama ei e sub orice critică și ea, e jale. Ea nu acceptă nimic, că ea n-a știut, că ea i-a lăsat acasă, dar i-a spus de la început că e fată mare și că nu să nu-și bată joc de ea. Mama ei o cuplează cu diversi bărbați care au bani. Mama ei, neavând servici, stă acasă. O folosește. Așa, iar fata trebuie să aducă haine, parfumuri, tot ce trebuie lumăsa, să trăiască bine. Băiatul meu a îmbrăcat-o de mai multe ori, i-a cumpărat haine, a fost cu ea pădărând la aniversări, la evenimente, pe banii lui. Părinții ei sunt niște părinți profitori după oamenii cu bani. Tu muncești în Danemarca și zici că câștigi bani mulți și ei aud. Ia-l mamă, ține-l și spune-i ce-ți trebuie, parfumuri, haine, încălțăminte, îmbrăcăminte. Trăiești cât trăiești cu el, nu mai are bani, lasă-l, găsim altul. Nu se poate așa ceva. Copilul meu e îndrăgostit fleașcă după ea. Ce să-i fac eu? Au fost la mine acasă de 2 ori. A fost la mine acasă, au dormit 5 zile, au dormit aici a 2-a oară. El a fost plecat în Danemarca, mi-a spus că are și ea în cont 100 de euro și o îmbrăcase și pentru școală toată. De sus până jos. Ce nu i-a convenit? Probabil că ei se așteptau ca acest copil să trimită non-stop bani. Adică, în fiecare săptămână să trimită câte 1000 de euro. Nu se poate. Măsa, văzând că nu e la ceea ce s-a așteptat ei, cu atâția bani în cont, i-a zis, gata, termină cu el, găsim altul. Și acolo s-a rupt relația. El spune că e îndrăgostit rău de tot de ea. E în stare de orice. A venit din Danemarca special, a venit special pentru ea. Uite, și-a lăsat locul de muncă și a venit special pentru ea. Eu i-am mai explicat. Dragoste cu sila nu se poate. Dacă părinții ei sunt absurzi și nu înțeleg că 2 tineri care se iubesc sunt îndrăgostiți, dacă ea e foarte stresată, bătută, amenințată de părinții ei, nu poate să facă nimic aia. Credeți că ea ar fi ținută în casă cu forța și obligată să facă ceea ce îi spune mama ei? Tot ce e posibil. Tot ce e posibil. Și tot aceasta ar fi interzis să mai vorbească cu fiul dumneavoastră. Da, absolut. Are un tată foarte irascibil. Un tată, am impresia că e bețivan. Din ce am văzut eu, era numai cât am stat eu 10 minute acolo. Cred că a băut 3 ștampăre mari de bere așa mari. Și tot sărățuia la mine. Păi eu nu știu de frica lui. Eu am destule kilograme și destulă forță ca să mă lupt cu un individ ca el. Cu fata am vorbit, dar fata limitat, că nu e amenințată și nu vrea să mai vorbească cu noi. Nu mai vrea să vorbească cu el din cauza părinților. E foarte, foarte speriată. Deznodământul, nu-l știu eu. Dacă părinții ei continuă așa, nu are decât să se retragă onorabil. E minoră și eu știu că e minoră. E greu cu minorile, dar sentimentele sunt mai presus de toate. El trebuie să-mi trimită întâi mie bani, că eu sunt tata lui, care îl susțin și l-am susținut mereu, și mai puțin la iubite. Iubita azi e, mâine nu mai e. Le transmit părinților ei să aibă grijă de fată, să o lase în pace, să vorbească. El fiind foarte ocupat și plecat în afară, nu se întâmplă nimic. Chiar dacă ar vorbi pe Facebook cu el, nu cred eu că i-ar face nimic pe Facebook. Ce dacă vorbește cu el? Ce s-ar putea întâmpla pe Facebook? Da,
iată, mă uitam la el, un bărbat în toată firea, om cu probleme, alte probleme, domnule, serioase, și acum trebuie să stea să spele toate ulcelele astea, oalele și ulcele pe care le-au făcut băiatului și cu o tânără minoră, că e greu cu minorele, ați văzut ce a zis. Iar tu, ce că ești îndrăgostit, fleașcă. Menționez că tatăl meu nici nu vrea să audă de mine în momentul ăsta, pentru că am fugit din Danemarca și am venit acasă. Deci tu ți-ai lăsat locul de muncă? Da. Păi și cine vrei să te țină, că nici soacra nu muncește? Cine vreau să mă țină? Da. Doamnă, eu am bani momentan să trăiesc până în ianuarie, până plec chiar. Am înțeles. Nu este asta. Ce ai de gând să faci, ca să punem și un punct așa, să avem un dezodământ la povestea asta? Ce am de gând să fac? Să lupt în continuare. Atunci uită-te în ochii soacrei acolo și spune ei ceva, pentru că tu, fata e minoră, tu n-ai cum să tratezi de direct cu ea și să pui pe ea să ia decizii, să fugă de acasă sau alte lucruri. Tu trebuie să rezolvi în primul rând cu părinții ei.